Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 21, versetul 21. Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Amin. Mulțumesc, vă rog frumos să vă așezați, să stați în prezența Domnului într-o atmosferă a inimii de liniște, de pace și de bucurie, având siguranța că sunteți copiii Domnului, mângâiați de cuvântul Domnului Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Am înțeles că familia Iovin a fost în România și înainte de predică vreau să mulțumim Domnului și pentru dumnealor. Au fost călăuziți, păziți de Domnul în misiunea și în slujirea pe care au făcut-o. Ne bucurăm să vă revedem. Ne-am uitat după locurile acelea goale și ne bucurăm că acum stați pe ele. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta, frați și surori, în ciclul de întrebări ale Bibliei, am ajuns la o întrebare care corespunde la ceea ce noi vom face puțin mai târziu la încheierea serviciului divin. Ce va fi cu acesta? Aici este vorba despre Domnul Iisus, Petru și Ioan. Trei personaje implicate în acest dialog. Domnul Iisus Hristos are o discuție cu Petru, o discuție publică între ucenici, și înainte de promovarea lui în slujbă, ca un mare predicator, reprezentantul grupului de apostoli în ceea ce privește predicarea Evangheliei a fost Petru. În ceea ce privește scrierea cărților a fost Pavel. Petru, înainte să fie promovat ca și predicator, exponent al grupului apostolic, el a avut nevoie de o mare strivire. Această strivire n-a avut legătură doar cu promovarea lui, dar a avut legătură și cu trădarea lui. Dacă promovarea lui era în viitor, trădarea lui era în trecut. Nu vi se pare ciudat că Domnul promovează un bărbat care tocmai l-a trădat? Care biserică și-ar asuma riscul unei astfel de alegeri? Este foarte greu în viață să-ți dai seama dacă greșeala pe care a făcut-o un om e mod de viață sau accident. Dacă este accident, toți greșim în multe feluri. Dacă e mod de viață, atunci omul acesta, dacă nu se pocăiește, este irecuperabil. Și Domnul Iisus Hristos are o discuție directă și incisivă cu Petru. Și la capătul acestei discuții, Domnul îi spune lui Petru: vino după mine. Domnul se bucură de această invitație. Era invitația care îi dădea privilegiul între ceilalți apostoli. Numai că din întâmplare își întoarce capul și mai vede pe cineva venind după ei, fără să îi se fi făcut invitația: vino după mine. Și acesta era cel care se autodenumește în Evanghelia pe care el însuși o scrie, respectiv Evanghelia după Ioan, ucenicul iubit. El nu era în prim plan în acest dialog al Domnului cu Petru. Era Petru aici. Aici Petru era persoana importantă cu care vorbea Domnul Iisus. Nu era Ioan. În alte locuri ale Evangheliei sau ale Evangheliilor, Ioan este personajul principal. Dar aici personajul principal cu care dialoga Mântuitorul era Petru. Ioan în acest context era persoana a treia. Era un anonim. Era cineva care nu fusese invitat. Și Petru, pe bună dreptate, văzându-l că se auto-invită, că vine într-un loc fără să fie chemat. Anonimul care se bagă peste doi care au ceva separat de vorbit, Petru este îndreptățit să pună întrebarea: Doamne, dar cu ăsta ce vrei să faci? Și Domnul Iisus Hristos îi ia apărarea lui Ioan și uitați ce îi răspunde lui Petru. Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție
tu ocupă-te de tine și vină după mine. Tu nu poți să vii după mine în dreptul lui Ioan, tu vii în dreptul tău. Tu nu te poți opri să vii după mine în locul lui Ioan, dacă vrei te poți opri doar în dreptul tău, cum era gata să faci în curtea marelui preot. Tu ocupă-te de tine, de chemarea ta și de slujirea ta. Ioan are o chemare separată și asta nu este treaba ta. Ce-ți pasă ție de Ioan? Asta este problema lui și problema mea. Tot timpul când cineva se apropie de Domnul, stârnește curiozitatea și întrebarea, dar ăsta ce vrea să facă? Dar cu ăsta ce este aici? El de ce face ce face? Ce vrea să însemne atitudinea lui? Tot timpul când cineva face un pas în față, noi toți care vedem mișcarea lui, dacă face în spate, nu e așa mare problemă. Dacă face în spate, nu doare pe nimeni. Dacă face în spate, nu deranjează pe nimeni. O grămadă de oameni au plecat din biserica asta de-a lungul anilor. Unii s-au mutat în alte orașe. Alții au plecat la Domnul. Dar sunt unii care au alunecat. Și alunecarea lor a devenit cădere. Și căderea lor a devenit prăbușire. Și prăbușirea lor a fost mare. Și nimeni nu s-a întrebat unde este sora care stătea acolo. Unde-i fratele care stătea acolo? Veți spune, e treaba păstorului. Dar atunci nu-i treaba păstorului și de ce face pasul în față? Numai pasul în spate e treaba păstorului. Dacă un om face un pas în spate, nu-i treaba nimănui. Dar dacă un om face un pas în față, noi toți avem o întrebare și vrem un răspuns. Doamne, cu ăsta ce ai de gând să faci? Trebuie să acceptăm că fiecare bărbat din Biblie este prezentat de predicatori dintr-o perspectivă pozitivă, deoarece sunt eroii lui Dumnezeu. Dar acești eroi ai lui Dumnezeu au părțile lor negative. Nu ne stă bine să vorbim despre eroii lui Dumnezeu surprinzând, remarcând părțile lor negative. Atunci când o facem, o facem cu modestie, cu frică, cu respect, și nu cu dorința de a blasfemia pe oamenii lui Dumnezeu, ci doar să învățăm de la slăbiciunile, greșelile, alunecările sau păcatele lor, în speranța să nu le repetăm. Dar, dacă privim cu intenția să găsim defecte și slăbiciuni în ei, atunci cu siguranță le vom găsi. Am vorbit despre Noe. Noe s-a îmbătat, s-a făcut criță într-o zi. Am vorbit despre Avram. A mințit odată și nu i-a fost de ajuns, a mai mințit încă o dată. Am vorbit despre David, omul după inima lui Dumnezeu. Ia nevasta altuia, apoi este gata să-i omoare bărbatul și până la urmă reușește, este gata să-și ascundă păcatele făcând alte și alte păcate, până când este oprit de proroc. Și șirul poate continua. Revenind la intenția noastră de a promova bărbați care își asume responsabilități spirituale alături de cei care deja sunt în Biserica Betania, trebuie să acceptăm că nu există între noi îngeri, ci doar oameni. Oamenii aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, dar ca fiecare dintre noi, dacă ne uităm cu intenția să găsim anumite slăbiciuni, probabil că vom reuși. Orice persoană este discutabilă. Este cineva aici căruia nu îi se poate reproșa nimic? Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 6, spune: alegeți dintre voi. Îmi permit să inventez o întrebare, dar între noi nu-i nimeni vrednic. Adu din alt oraș. Tot timpul specialiștii sunt din alt oraș. Nu, dintre voi alegeți. Da, dar între noi nu-i nimeni vrednic. Apostolul Ioan se autodenumește apostolul iubirii și îl surprindem în Evanghelia sa în situații remarcabile care devin evidențe, devin dovezi ale vieții sale spirituale ascendente. Ioan a avut un temperament coleric. El era, alături de fratele lui, fiii tunetului.
fiii lui Zebedei. Niște oameni impulsivi, ca și Petru, niște oameni foarte activi și urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, el este expus unui proces de restaurare morală și spirituală, lucru care nu este ușor. Atunci când te-ai întâlnit cu Domnul, trebuie să accepți că te-ai confruntat cu o foarte mare provocare, să-ți schimbi valorile vieții. Să renunți la multe lucruri care ți-au plăcut foarte mult, unele dintre ele au fost poate obsesii, și să-ți însușești lucruri noi spre care nu te simțeai atras. Foarte mulți oameni au probleme să aducă bani la biserică, sunt mai zgârciți de felul lor. Ori pe ei deranjează invitația permanentă de a aduce bani la biserică. Lucrul acesta este o virtute, este o dovadă a dărniciei, a unei inimi schimbate. Și aceasta este o mare provocare pentru ei. După cum pentru alții este o mare provocare să renunți la televizor sau la prea mult televizor, să renunți la prea mult timp pierdut în discuții ușoare, timp în care nu citești Biblia, nu te rogi, nu postești, ei, toate aceste lucruri presupun disciplina creștină. Și Ioan, apostolul Domnului, a fost confruntat cu această provocare când pe baza caracterului său impulsiv, a temperamentului său coleric, a fost chemat de Dumnezeu. Privind în Evanghelie, vom constata ascensiunea spirituală morală pe care el a avut-o, urmându-L pe Domnul și ajungând fruntaș între apostoli. Observăm că Domnul Iisus Hristos a avut mulți ucenici. Numărul lor nu-l știm. Putem să afirmăm că a avut un grup de 70, unul de 12, unul de 3, unul de 1, cei 3 și 1 sunt dintre cei 12, dar înțelegem din Scriptură că a avut mult mai mulți ucenici decât aceștia. Important este faptul că au fost unii care n-au putut să meargă cu Domnul Iisus Hristos până la capăt, deoarece a intervenit un eveniment pe care ei nu l-au mai putut depăși, nu l-au mai putut suferi. Oamenii aceștia au tot răbdat, au strâns amărăciune în inima lor, au tot înghițit până n-au mai putut înghiți și la un moment dat n-au mai putut suferi vorbirea aceasta, au calificat-o ca fiind prea de tot, au renunțat la Domnul și au plecat. Priviți ce spune Scriptura. Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia. Împotriva la ce cârteau ucenicii? Împotriva vorbirii. La care vorbire? La vorbirea lui. Vă puteți imagina ucenicii lui Iisus să cârtească împotriva predicii lui Iisus? Noi îi dăm pe ucenici exemplu pozitiv. Vă puteți imagina o parte dintre ucenicii lui Iisus că au cârtit împotriva predicii învățătorului lor? Ce pretenție să mai aibă Luigi Mițoi când văd pe 2-3 în sală că tot timpul cârtesc? Ce pretenție să am eu? Dacă împotriva regelui meu Iisus Hristos când a predicat, unii au cârtit. Înțeleg, eu greșesc, eu am anumite slăbiciuni omenești în vorbire, poate nu sunt cele mai potrivite cuvinte întotdeauna, poate uneori vorbesc prea tare, poate uneori prea încet, dar vă întreb, regele Iisus Hristos n-a știut cum să vorbească? Teologia lui a fost extremistă? Comportamentul lui a fost deficitar? N-a fost el cel mai mare învățător? De fapt, nu cel mai mare învățător, învățătorul? Și o parte din ucenicii lui au cârtit împotriva predicii lui. Au găsit o problemă în ceea ce el a predicat. N-au mai putut suferi asta și au plecat. Sunt oameni pentru care nici Mântuitorul Iisus Hristos nu este o soluție. Nici măcar predica lui nu-i mai satisface. Pentru că inima lor este atât de împietrită, este atât de îngreuiată de păcat, sunt atât de saturați de frustrare, de nemulțumire, atât de disperați sunt după atenția pe care o vor de la alții și nu o primesc, au atâta nevoie de valoare de la alții, sunt atât de dominați de un complex de inferioritate, încât tot timpul încearcă să devină dependenți de alții care să îi sature de nevoia de atenție. Și pentru că nu o primesc, oamenii aceștia se supără pe ei, se supără pe viață, se supără pe semenii lor și nimic nu-i mai satură și nu-i mai satisface. Și Iisus să predice, au pricină de cârtire împotriva lui. Ei bine, Scriptura ne spune că o parte din ucenicii aceștia au plecat. Domnul a întrebat, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Ioan capitolul 6, versetul 61. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el.
Vă puteți da seama că Domnul Iisus Hristos n-a fost suficient pentru ei? Regele care a părăsit lumina și slava și gloria s-a întrupat în mod extraordinar și inexplicabil printr-o fecioară. A fost umilința, mila și iubirea întruchipată. A slujit fără reproș, s-a dedicat oamenilor, n-a avut nici cea mai mică proprietate, n-a avut pernă, n-a avut cearceaf, n-a avut decât o haină care și-a acoperat trupul. Nimic altceva. De cele mai multe ori a fost însetat și nemâncat. De cele mai multe ori nu și-a permis să se odihnească. A fost un exemplu pentru ei. Poate eu nu sunt un exemplu, poate nu sunt suficient de dedicat. Poate ați vrea să mă vedeți mai mult la biserică, poate ați vrea să predic mai bine, poate ați vrea să am mai multe daruri, poate ați vrea să fiu mai deosebit. Și eu aș vrea să fiu, dar priviți-L pe Hristos. El a fost Dumnezeu coborât pe pământ, a iubit, a iertat, a vindecat, a dat lumină orbilor, le-a destupat urechile, le-a îndreptat picioarele, a înviat morții, a dăruit copiii cei morți celor care le erau mame sau tați. Și oamenii se uită la El, ucenicii Lui, nu fariseii, nu saducheii, nu dușmanii, ucenicii Lui. Se uită la El și găsesc o pricină de potignire în El și spune Iisus, nu te mai urmăm, nu mai putem suferi învățătura ta, tu ești prea de tot. Nu, noi vrem o viață confortabilă, tu ne duci la extremă, tu ceri prea mult sacrificiu de la noi, tu ne enervezi. Cât de mare este riscul astăzi să avem această atitudine pe care au avut-o mulți atunci. Ei au stat în prezența Domnului și i-au găsit nod în papură. Ioan însă, prin excelență, a fost un om care, deși n-a înțeles logic, tot ce i-a spus Mântuitorul, prin credință a acceptat și ceea ce nu putea înțelege crezând că e adevărat. Nici noi nu putem înțelege logic multe lucruri. Mă gândesc de multe ori, cum o să zbor eu spre cer? Că eu nu sunt în stare decât să săr 2-3 fiți de la pământ. Cum o să zbor eu spre cer? N-am nicio explicație, dar prin credință știu că puterea lui Dumnezeu pur și simplu mă va atrage împreună cu toți ființii spre împărăția lui Dumnezeu, spre porumbarul unde într-o zi se vor duce porumbei. Logic nu mi-explic, dar prin credință accept că este adevărat, deoarece este cuvântul lui Dumnezeu pe care eu l-am luat ca și o speranță personală, ce mă motivează, ce îmi dă putere să mă ridic, să nu mă las, că mai este puțin, nu-i departe glasul trâmbiței. Ei bine, Ioan a fost o persoană remarcabilă prin faptul că a depășit toate aceste bariere, toate aceste incompatibilități ale logicii umane. A depășit dificultățile cu care s-a confruntat ca om. Și el a fost un om cu multe slăbiciuni, cu multe păcate. Deși a fost un om religios, după cum vom observa imediat. Observați că omul acesta a fost o persoană religioasă. Scriptura ne spune că atunci când Petru a fost închis, el cunoștea pe oamenii din anturajul marelui preot, avea relații la marele preot. Cum reușea el să aibă relații la marele preot? Asta înseamnă că el mergea des la templu, mergea des la sinagogă, se învârtea printre oamenii care citeau în scriptură, care ofereau învățătură și făceau slujbe publice. Ioan a fost un om care, înainte să apară Domnul Iisus Hristos pe scena istoriei, a fost o persoană care stătea între predicatori, care stătea printre preoți, care ascultau ce spune ei. El a fost un om însetat după Dumnezeu. El îl cunoștea pe marele preot și anturajul marelui preot. Petru a fost un pescar, a trăit pe apă, toată viața lui a fost numai în barcă, el nu cunoștea pe nimeni de la curtea marelui preot. Însă când Ioan a ajuns acolo, el avea relații. Pentru că anturajul marelui preot, oamenii religioși, oamenii rugăciunii, oamenii postului, oamenii Torei, adică ai Bibliei, îi erau cunoscuți lui. Trecutul lui Ioan a fost un trecut printre oamenii cărții, a fost printre oamenii religioși, printre oamenii rugăciunii, printre ce a avut Israel mai religios. Aș vrea să ne oprim aici, să încheiem cu rugăciune și să punem punct serviciului divin, dar nu înainte să mă îndrept înspre dumneavoastră și să vă spun următorul lucru. Cel mai mare lucru într-o viață de muritor este echilibru. Imaginați-vă un cerc mare, ca un tort, ca și un cake, și tăiat așa, în bucățele cum servim musafirii. Și imaginați-vă un credincios din biserică
care s-ar putea să exceleze în două, trei feliuțe, dar în restul să nu mai exceleze, ci dimpotrivă să fie falimentar. Ia acele feliuțe și le pune în față, dând impresia că toate celelalte feliuțe sunt la fel, dar nu sunt. Echilibru într-o viață de muritor este cel mai mare lucru pe care un om trebuie să-l urmărească. Și în această seară vreau să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, căutați echilibru. Nu cereți de la alții ce nu puteți face dumneavoastră. Fiți oameni miloși și iertători. Încercați să corectați aspectele lipsite de performanță și excelență pe care tot timpul le punem în spate și le amânăm pentru mâine ca să le rezolvăm și să ne apucăm de ele. Noi nu știm dacă ziua de mâine va mai fi a noastră. Și nu vă lăsați descurajați de nimeni. Tot timpul va fi cineva care o să te întrebe: hei, tu ce cauți aici? Tu de ce ai venit la rugăciune? Tu de când cânti la fanfară? Tu ce cauți pe prima bancă? Tu de ce nu stai un pic mai în spate? Ei, tu ce te trezești aici la cameră? Și tu de ce dirigezi? Și tu când ai venit la cor? Cu ăsta ce este aici? Asta a fost întrebarea lui Petru. Dacă Domnul v-a chemat, dacă simțiți această chemare în suflet, duceți-vă. Nu așteptați ca să nu mai fie nimeni împotrivă. Tot timpul va fi cineva împotrivă. Și uneori, cel care stă la dreapta sau la stânga. Nu un dușman a pus întrebarea asta despre Ioan. Ăsta de ce e aici să ne deranjeze? A pus-o unul care a umblat împreună cu el 3 ani și jumătate după Iisus. Încurajați-vă și îmbărbătați-vă, dați Domnului slujirea dumneavoastră, dați-i inima și nu lăsați pe nimeni, nici evenimentele, nu lăsați pe absolut nimeni să vă oprească din dedicarea pentru Dumnezeu. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.